Dragii mei, bună ziua și mă bucur că suntem încă prieteni și alături la o nouă emisiune Armonie pentru trup și suflet. De data aceasta vreau să vă aduc în atenție un eveniment deosebit, un eveniment care a trecut de granițele orașului Râmnicu-Vâlcea al județului, a țării și a ajuns tocmai la Hollywood. Este vorba despre un film istoric, realizat, regizat, conceput, gândit de Mihaela Mihai, actrița a teatrului Ariel, o actriță cu o experiență vastă, care în timpul facultății a avut parte de profesori, regizori de înaltă talie, înaltă ținută. Nu vreau să enumăr acum ca să nu omit pe cineva și să-i defavorizez. A jucat în piese regizate de Silviu Purcărete, deci iată un reper. După mulți ani de scenă, Mihaela Mihai a hotărât să treacă și dincolo de scenă, în spate, dincolo de camera de luat vederi și să regizeze. Să regizeze piese de teatru, dar și filme. Acum este foarte proaspăt în actualitate. Extraordinarul eveniment cu lansarea filmului istoric Mihai Voievod Viteazu, prințul care a intrat în legendă, vreau să spun, care a cucerit Europa, care a intrat în legendă. Film pe care l-a regizat Mihaela Mihai și o să discutăm de acum încolo cu Mihaela Mihai. Îți mulțumesc din suflet că ți-ai făcut timp să vii să ne dezvălui câteva dintre culisele acestui film, al ideii. Și în primul rând aș vrea să te rog să spui de ce ai ales să faci și regie. Mulțumesc și eu. Vă spun, Hristos a înviat dumneavoastră, Hristos a înviat și dumneavoastră, telespectatorilor dumneavoastră, mulțumesc pentru că ați ales să facem această emisiune. Mulțumim și Aria, celor care ne găzduiesc acum pentru acest interviu. Mulțumesc și pentru prezentare. Într-adevăr, am avut norocul să am profesori extraordinari. Este un noroc deosebit. Îi amintesc pe Geo Saizescu, regizorul Geo Saizescu, de care Vâlcea este de asemenea legată și poate că nimic nu este întâmplător. A filmat o parte a filmelor domniei sale aici la Vâlcea. Să nu uităm, cinematograful nostru poartă numele celebrului Geo Saizescu. Mă bucur că fiul său îi duce mai departe munca prin filmele pe care le realizează. Da, Ștefan Radov, Adela Mărculescu, Tudor Mărăscu, au fost oameni extraordinari și care ne-au îndreptat pașii și către televiziune în acea perioadă, pentru că am avut norocul, dânsi lucrând în televiziune, să colaborăm cu cele mai importante televiziuni ale vremii respective din București. Da, m-ați întrebat o întrebare care mi se pune destul de des: de ce am ales să fac regie? Și regie. De fiecare dată mi revine în minte un interviu pe care l-am realizat în televiziune cu Horațiu Mălele. Domnia sa tocmai se apucase de film, din punct de vedere al regizorului, făceam acest interviu și l-am întrebat: de ce faceți regie? Domnia sa, mi-amintesc că mi-a spus atunci, este un compliment sau un reproș. Și îmi amintesc. Pentru că era această idee care mă urmărea cumva, a realizării acestui film, Mihai Viteazul, și nu aveam încotro. Trebuia să mă apuc de studiu, trebuia să studiez mai mult, regie, film, date, documente despre Mihai Viteazul, și cumva nu am avut încotro pentru a face acest proiect posibil, acest proiect care mă bucur foarte mult că vorbește despre Vâlcea și în zilele trecute a vorbit atât în Franța cât și în Statele Unite ale Americii, acest film a vorbit despre Vâlcea și cumva am fost condusă să fac și regie film. Mihai Viteazu, renumitul și cunoscutul film artistic, nu te-a... Nu deloc, deși mi s-a și reproșat, să spunem, de multe ori de mulți care nu văzuseră filmul. Sunt convinsă că atunci când îl vor vedea, vor înțelege că nu are nicio legătură și evident că nu aș fi putut realiza ceva extraordinar așa cum a realizat Sergiu Nicolescu, în primul rând din punct de vedere al bugetului. Nu te poți apropia de o asemenea producție decât dacă ai un buget extraordinar. Și de ce spun că nu mi-a fost deloc frică? Pentru că este cu totul altceva.
cineva. Unul dintre cele mai mari complimente care ni s-a făcut a fost acela, de către cineva care evident a văzut filmul, acela că ar fi important ca cele două filme să poată fi văzute împreună, începând cu al meu, urmând cu al lui Sergiu Nicolaescu. De ce? Pentru a fi mult mai bine înțeles cel al domnului Sergiu Nicolaescu. De ce? Pentru că noi avem și istorici, fiind genul ficțiune, docudramă, are și partea aceasta istoricilor care explică anumite evenimente care în filmul domnului Sergiu Nicolaescu apar. Un lucru extraordinar care ni s-a întâmplat apropo de Sergiu Nicolaescu și am zapelea și Mihai Viteazul a fost că la... Da, a fost destul de emoționant că la lansarea filmului din America a participat nepotul domnului Emanuel Petruț, celebrul actor român Emanuel Petruț. Domnia sa a făcut vocea lui Mihai Viteazul în filmul lui Sergiu Nicolaescu. Adică nu este vocea lui Amzapela, este vocea lui Emanuel Petruț. Iar nepotul dânsului a fost alături de noi în sală. Ce poate fi mai extraordinar? Și iată cum Mihai Viteazul și-a reunit cumva echipa celor două filme. Docudrama este genul acesta în care ai nevoie și de un istoric, de cineva competent care să-ți dea niște informații și apoi tu ai ilustrat artistic ceea ce se spunea. Ce ajutor? Sau am completat. Din partea cui ai avut ajutor pentru a te informa? Așa cum spuneam, primii pași au fost documentările mele timp de... Cred că aproximativ 2 ani am citit foarte, foarte mult, m-am documentat, e adevărat că am luat legătura și cu istoricii. Am avut bucuria să avem alături de noi și clerici și istorici, doi istorici de aici, din Râmnicu Vâlcea, doamna Samoilă, domnul profesor Mihai Moldoveanu, și am început filmările în Brașov alături de preot doctor Vasile Oltean. Domnia sa este o enciclopedie, cred că a României cel puțin, care de asemenea a descoperit documente referitoare la domnitorul român acolo în Brașov. Se pare că, asta am înțeles conform declarațiilor domniei sale, încă ar mai exista foarte multe lucruri, ceea ce pe noi ne-a ajutat, pentru că am venit în acest film cu lucruri descoperite în ultimii ani. Tocmai de aceea spun că acest film nu are nicio legătură cu primul film și vine în primul rând și cu noi descoperiri. Îmi place mie să glumesc că, deși nu este chiar o glumă, fiind acolo, ni s-a prezentat un portret descoperit recent, chiar acolo, în Brașov, al lui Mihai Viteazul, un portret despre care nu se știa. Seamănă destul de bine cu Denis Ștefan. Mă gândesc că așa în drumul meu în care am fost condusă spre acest film, nu a fost întâmplător faptul că l-am ales pe Denis Ștefan. Era întrebarea pe care vreau să ți-o adresez în continuare. Câteva criterii după care ți-ai ales distribuția? Pentru fiecare actor în parte aș dori câteva cuvinte. Evident, mă gândesc că și Geo Saizescu, cu care am lucrat și eu și Denis Ștefan, cumva ne-a unit și ne-a ținut împreună peste ani. Ne-a învățat ce înseamnă cumva prietenia, respectul față de noi, față de colegi, față de cei care am lucrat împreună, respectul față de film și mai ales față de public și dorința de a da publicului ceva ce tu ai căpătat prin școală, prin experiență, și cumva poate aceste valori pe care domnia sa ni le-a adus în timpul facultății, poate ne-au ținut împreună. Unul dintre principalele motive a fost acela că este singurul actor român care face la nivel profesionist echitație. Și care mie mi-a inspirat acest personaj. Recunosc că am scris cumva textul special pentru actorii pe care mi-am dorit, inclusiv Maia Morgenstern. Probabil că o să mă întrebați cum am convins-o, pentru că mi se întâmplă să fiu întrebată și asta. În cazul în care domnia sa nu ar fi acceptat, aș fi scos acel text, pentru că l-am scris fiecare virgulă, fiecare punct, cu gândul la domnia sa, cunoscând-o, văzându-i spectacolele. Adică cumva am scris pentru această distribuție. Nu ar fi fost mai puțin, mai sărac filmul dacă ai fi scos acest personaj destul de important, scriind textul special pentru Maia Morgenstern, să nu o înlocuiești cu altă actriță? Ba da, ar fi fost mai sărac dacă aș fi scos aceste momente, dar acum vorbind și de echipa extraordinară pe care am avut-o alături de mine, am fost sfătuită să amplific personajele și acțiunile lor, pentru că era cumva, să zicem, mult mai spre partea de documentar. Așa că le mulțumesc foarte mult, au fost mulți oameni extraordinari care ne-au fost alături. Nici nu știu, nu am permisiunea să vorbesc acum de
despre domniile lor, nu le-am cerut permisiunea, doar că sunt acolo pe generic, inclusiv la orice departament care au susținut acest film. Te-aș ruga să continuăm această descriere și caracterizare și motivele pentru care în continuare l-avem pe Liviu Cheloiu, actorul nostru. Da, exact, și pe Liviu și îi mulțumesc mult pentru că ne-a fost alături și face unul dintre personajele preferate, să zicem, ale publicului și m-am bucurat, oricum aveam încredere în el, tocmai de aceea e bine că ne-a fost alături. M-am bucurat foarte mult când i-am văzut acum, așa cum știți, filmul a avut premiera internațională în Franța, în cadrul unui festival important care promovează cultura, tradițiile și cinematografia românească în primul rând, realizat în Franța, la Villeneuve-Loubet, la cea de-a șasea ediție și m-am bucurat atât de mult când i-am revăzut acolo și când am văzut sările pline, inclusiv acolo sau în America. A fost o bucurie extraordinară că am putut să-i duc să fie văzut și de publicul din străinătate. Și să o luăm treptat, spune-mi câteva impresii din Franța, cum a fost primit filmul acolo. Da, mă gândesc în primul rând că este un loc deosebit. Am avut bucuria să avem o sală destul de plină acolo. Nu mă așteptam, am avut emoții, am avut oameni extraordinari acolo, inclusiv oficialități care au susținut acest festival. Așa cum vă spuneam, aș vrea să vă spun câteva lucruri. A fost cea de-a șasea ediție a acestui festival. Se numește România, este organizat de Consulatul Onorific al României în Nisa, a avut o colaborare cu orașul în care am fost, în care este prezentat Villeneuve-Loubet, cu susținerea ambasadei României în Franța și a Institutului Cultural Român din Paris. Au fost discuții după, am fost în prezența doamnei Maya Morgenstern și au început inclusiv cu întrebări cine este acel personaj și cine este acel actor care îl interpretează pe Mihai Viteazul. Cea mai mare bucurie a mea este aceea a momentului în care oamenii spun că au înțeles ceva anume și este fix ce eu mi-am dorit să transmit. Și una dintre, să zicem, bucuriile mele ca regizor începător este când oamenii spun am plâns alături de personajele din filmul tău. Mi s-a întâmplat în București inclusiv bărbați să spună acest lucru. Și asta este mai mult decât orice și le mulțumesc din suflet celor care ne-au invitat, celor care au făcut posibil acest eveniment, începând cu dați-mi voie să spun, nu vreau să fac multă reclamă, Medical My Vision, care ne-a susținut atât în România cât și acolo. Și ei sunt așa mai patrioți și iubesc foarte mult orașul și țara. Și mergem peste ocean în America. Hai să vedem experiența din America. Da, mergem, ne-am și întors între timp. Am plecat cu inima un pic strânsă, pentru că nu știam ce e, nu știam cum e, îmi doream, dar nu știam prea bine dacă trebuie, nu știam. Am făcut tot posibil, apucasem să promit. A fost o invitație totuși, au fost niște discuții, am apucat să promit, au fost momente în care am spus nu mai merg, pentru că mi s-a părut foarte greu, fiind și producător al acestui film, trebuie să mă ocup de foarte multe lucruri, așa cum doamna Maya glumește pe seama mea, că m-am dus acolo pe platoul de filmare, alerga cu rulota, era cu rochia de epocă, cu oamenii, cu actorii, cu luminile, cu camerele, și zice, și era și în rochia de epocă, și-o ridica pentru că o împiedica pe acolo, și asta zic, a fost destul de greu, am fost la un pas să renunț la un moment dat, pentru că au fost foarte multe lucruri, dar până la urmă orice lucru bun cred că necesită un efort foarte mare. Cred, nu știu, dumneavoastră cred că sunteți în asentimentul meu. A fost un lucru bun că am ales să merg acolo, dovadă o sală plină, cu oameni extraordinari, e din lumea filmului, din lumea cinematografiei, nu mă așteptam, recunosc că nu mă așteptam la această bucurie. Au fost foarte mulți oameni deosebiți care au fost deschiși, a fost de asemenea o sesiune de Q&A, întrebări și răspunsuri, alături de doamna Maya Morgenstern. Recunosc că a fost așa ca un spectacol acest Q&A, care trebuia să dureze 50 de minute și cred că a durat, iertați-ne, nu știu ce s-a întâmplat, aveam un program totuși stabilit pe care l-am încălcat, a durat cam 40 de minute totul. Mulțumim societății Viitorul Român care sprijină astfel de evenimente și care și-a dorit să ne aibă acolo.
Vă rog. Aș vrea să te întreb, Mihaela, că spuneai despre eforturi. Da, lumea merge la film, indiferent ce fel de gen subiect, se bucură, dar nu știe că în spatele unei ore și ceva este un efort imens. Și aș dori din suflet, așa, cât de cât să-și facă o idee, să înțeleagă spectatorii câte efort se depune, câte zile, săptămâni, luni se muncește, de dimineața până seara. Și efortul financiar, acest proiect este un proiect al tău independent. Da. Și aș vrea, te rog, ca să înțeleagă lumea și să, nu știu, să înțeleagă că atunci când dă 20-30 de lei pe un bilet, da, așa e un reporter, să știe de ce. Banii aia sunt, nu reprezintă aproape nimic din cumulul de efort. Da, apropo de acest lucru, mi-amintesc că am avut bucuria să ne fie alături și domnul consul general al României în Los Angeles, la proiecția din Los Angeles, domnul Cosmin Dumitrescu, și domnia sa chiar ne-a întrebat: și voi cum puteți fi ajutați? Adică vorbea despre efortul de a face un film, pentru că știa foarte bine ce reprezintă acest lucru. Ce să spun, în momentul în care vezi oameni fericiți sau oameni liniștiți sau oameni bucuroși că au fost acolo, care vin apoi să vorbească, să facă fotografii, oameni care spun că au plâns alături de tine, parcă uiți toate lucrurile astea, dar este un efort extraordinar. Cred că am mai spus-o, mi-am dorit inițial să fac un film de 10 minute pentru o televiziune, un film documentar. Cumva fratele meu, care este așa un vizionar și care vede lucrurile mult mai mult, mi-a spus: bine, dar dacă tot muncești și dacă tot poți și dacă tot studiezi și dacă nu faci un film... Și am făcut greșeala de a-l asculta. Greșeala de a-l asculta. Și iată că așa s-a născut acest film. Evident că ar fi însemnat câteva mii de euro ce doream eu să fac cu un actor, cu un voice-over. Evident că a fost de N ori mai scump. Nu am avut un buget, așa cum spune și doamna Maia Morgenstern. A trebuit să alerg și după partea asta financiară. Am fost și refuzată la Vâlcea, am fost și nebăgată în seamă, dar au fost și oameni care au spus da din prima, fără să în mare parte au fost foarte mulți, inclusiv echipa tehnică este din București, echipa tehnică alături de care am realizat filmul și care a făcut foarte multe, să spunem, discounturi pentru ca acest film să fie posibil, și am avut noroc să lucrez cu oameni așa cum nu-mi închipuiam că voi avea prilejul. Mihaela, aș vrea să-mi spui, te rog frumos, cum este ca actor să joci lângă această pleiadă de actori extraordinari ai României și cum este să fii regizorul lor. Sunt două ipostaze diferite. Ca actor e mai simplu, să spunem, pentru că îi cunoșteam. Denis îmi fusese coleg, mai jucasem în filme împreună. Jucasem Pe Cale Se Întoarce. Adică ne cunoșteam oricum din timpul facultății. Pe doamna Maia o cunoșteam în sensul că mai făcusem emisiuni împreună sau mersesem în turnee străinătate împreună. Adică cumva ne cunoșteam, ne știam. Era ca regizor a fost destul de greu, pentru că, da, este foarte greu când ei sunt extraordinari, cum vorbim, să spunem, despre doamna Maia Morgan, și este greu să ți dorești să-i dai, dar profesionalismul și domniei sale m-a făcut să înțeleg că sunt lucruri total diferite și dacă eu am avut ceva de spus, domnia sa a spus: facem așa cum vrei tu. Domnia sa cumva m-a îndrumat și mi-a arătat cumva calea în acest sens. Adică nu s-a abătut nici măcar o virgulă de la ceea ce am stabilit. Extraordinar. Aș vrea în câteva cuvinte... Denis mă mai certa și mai venea cu... Da, recunosc, mă mai certa și mai venea cu anumite completări. Uneori eram de acord, uneori nu. Deci mai eram pe platou, ne mai... Dacă nu e scântei, nu e... Profesional vorbind, se întâmplau lucrurile astea. Liviu, Nicodim, cu ei cum a fost? Da, din nou oameni deosebiți. Așa cum spuneam, Liviu este un actor pe care l-a apreciat și cu care am lucrat foarte mult aici la Vâlcea. Că mă gândesc uneori că, iată, Vâlcea a pierdut un om destul de bun, dar sperăm să mai vină, să mai colaboreze. Și m-a spus că el chiar face unul dintre rolurile preferate ale publicului. Aveam în plan să fie un anumit cântec în film.
cu el nu am vorbit despre asta și am fost mai mult decât uimită noaptea aceea când filmam pe malul Oltului, era un frig înfiorător, când el a început să cânte, fără să fi vorbit vreo secundă acest cânte, care i-a și rămas de altfel în film, sub altă formă pe care eu mi-o doream. Dar a fost cumva... Lucrurile bune s-au adunat. Nicodim tocmai se întorsese de la... Adică tocmai se întorsese filmul în care jucase, tocmai se întorsese de la Berlin, unde câștigase Ursul de Aur. Eu nu aveam un plan să-l... Adică aveam un plan, dar nu eram sigură. Aveam nevoie de un preot, eu îmi dorisem ceva în film, nu s-a putut. Dorisem pe cineva anume, un om extraordinar care ne-a sprijinit cu filmul, dar nu se putea. Nu se putea și chiar eram puțin, să spunem, descoperită la acest personaj și primesc un telefon, tocmai sosiseră o parte a costumelor, sosiseră din București și primesc un telefon și spune, eu am, tocmai am câștigat Ursul de Aur la Berlin și tu nu ai în filmul tău, dar eu nu îndrăzneam pentru că știam că este foarte ocupat și am spus, tocmai eram cu mâna pe acel costum de preot, zic că știi, îmi trebuie un preot, zic, și două zile mai am și nu știu ce să fac pentru că am fost descoperită sau umflat niște situații și nu mai am acel personaj și zice, cum să nu vin? Și a venit atâtea sute de kilometri și ne-a ajutat, a fost punctual, ba chiar a venit mai devreme, ba chiar s-a ocupat cumva de copiii care apar în film, le-a făcut o mică instruire, să zicem, în momentul în care eu filmam cu Denis Ștefan, cu Maia Morgenstern, ei s-au machiat, s-au aranjat și cumva i-a introdus în lumea filmului, a făcut așa, să zicem, un mic curs de actorie film cu ei și a fost extraordinar. Copiii care au... Evident că lumea, pentru că nu am anunțat, evident că lumea când l-a văzut acolo, a sărit, l-a îmbrățișat pentru că nu anunțasem că va veni. Adică vorbesc asta referitor la efectul lui pe care îl are asupra oamenilor, da. Indiferent de rolul pe care îl face, că el e și băiatul rău și preotul. Tocmai asta spunea, zice, vezi că ce faci tu acolo este așa ca în premieră pentru mine, pentru că eu de obicei joc băiatul rău, zic, tu n-ai să joci și preotul, zic, da, am eu încredere în tine și a fost bine. Aș vrea în câteva cuvinte să spui tu subiectul, ideea filmului, ca să le deschidem apetitul celor care n-au văzut filmul. Da, momentan filmul sperăm să poată fi văzut de mai mulți oameni. În primul rând, eu am vorbit despre Drăgoiești și despre Vâlcea. Așa am pornit eu cu această idee, că între timp, așa cum am spus, acest proiect s-a amplificat și a ajuns. Am vorbit despre acele locuri care amintesc de Mihai Viteaz, despre Vâlcea, despre biserica noastră, Sfânta Parascheva, care se află în Râmnicu Vâlcea, începută de tatăl său Pătrașcu cel Bun și continuată de Mihai Viteazul. Am vorbit despre locurile în care el a mers. Am ținut foarte mult să filmăm în România, în locuri în care Mihai Viteazul fusese. Actorilor nu le-am spus, dar cumva mă gândeam că acele spații, acele locuri au energia unui lucru extraordinar. Am filmat inclusiv în la Curtea Domnească, în Târgoviște, am avut bucuria de a ne deschide porțile acolo foarte ușor și a ne aștepta, ne-au lăsat să filmăm inclusiv în biserica fratelui lui Mihai Viteazul, Petru Cercel. Au fost lucruri extraordinare. De aceea spun că acest film s-a cerut făcut cumva și el m-a condus pe mine, nu eu, pentru că toate lucrurile s-au întâmplat foarte simplu și foarte ușor atunci când s-a filmat, când s-a cerut o anumită locație. Că partea financiară a fost mai grea, dar cui eu fi ușor cu partea aceasta? Nu știu. Cui? Mihai, s-a deschis apetitul acum pentru film, pentru regie? Da, eu cred că era, cred că era pentru că profesorii mei, majoritatea profesorilor mei de la universitate au fost regizori de film. Regizor de film. Adică mi-amintesc când am mers într-un anume loc în care trebuia să merg, acesta era drumul filmului, aveam foarte mari emoții pentru că acolo pășeau numai mari regizori și nu venea să intru, dar trebuia să intru pentru că astea sunt regulile. Și am urcat scările și când am intrat pe acel culoar unde erau foarte multe afișe, mi-amintesc că în stânga și în dreapta erau două afișe, ale lui Geo Saizescu, un film al lui Geo Saizescu și unul al lui Tudor Mărăscu. Erau primele două. Tudor Mărăscu și Geo Saizescu au fost profesorii mei. În momentul în care am văzut asta, am intrat cumva mult mai liniștită. Și asta zic, cred că faptul că am avut foarte mulți regizori de film și am studiat Alexandru Croitoru, cu care mi-amintesc că studiam decupaj film, sau, adică cumva noi asta am făcut. Am făcut actorie, dar profesori fiind de regie, cred că și-au pus mai mult amprenta pe partea aceasta și le mulțumesc.
Îndrăznesc să te întreb, nu este neapărat nevoie să-mi și răspunzi, dacă cumva mai ai ceva în gând să faci ceva de genul. La cât este de greu, aș spune nu. Acum, ce să zic, au fost și ceva oferte care au venit în perioada aceasta, nu m-aș fi gândit la acest gen. Acum știți cum e, este never say never. Momentan nu pot spune asta pentru că momentan mă ocup de acest film care sperăm să intre și pe streaming, sperăm să fie văzut mai departe și nu pot să faci mai multe lucruri, cred în același timp. Evident că se pot face foarte multe lucruri, însă cert este că orice ar fi, singură nu mai pot să fac. Din punct de vedere financiar mă refer. Este destul de greu. Nu ne rămâne decât să îți urăm inspirație, putere de muncă, succes și sponsor, pentru că, iată, e nevoie și de acești oameni minunați care ajută, la urma urmei, ajută cultura, ajută istoria să fie adusă în actualitate. Din genul ăsta de film docudramă, eu, văzând filmul, am zis, uite, ăsta este genul de film de la care copiii, elevii, ar putea să învețe mult mai ușor istorie. V-ați simțit foarte bine, iată cum spuneam că mă bucură când am înțeles. Este în primul rând dedicat tinerilor, poate de aceea am și ales să-l fac în acest mod. Da. Și aș vrea, dacă îmi permiteți, să mulțumesc și eu încă o dată tuturor celor care m-au ajutat și au fost mulți oameni deosebiți, o să-i regăsiți, vă repet, pe acest generic. Mulțumesc tuturor celor care ne-au dat voie să filmăm în aceste locații aici la Râmnicu Vâlcea. Aș vrea să-i mulțumesc fratelui meu Mihai Constantin, care a sprijinit. Mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați fost alături de fiecare dată și aș vrea în mod special așa pentru participarea mea la aceste festivaluri în Franța și în America, aș vrea să-i mulțumesc domnului primar, dacă îmi permiteți, Mircea Gutău, care în ciuda faptului că sunt convinsă că are foarte multe de lucru, foarte mult timp ocupat și a făcut timp întotdeauna să-i vorbesc despre proiectele mele și mi-a permis să particip la aceste festivaluri și îi sunt recunoscătoare și mulțumesc și domniei sale de asemenea. Mihaela, draga mea, îți mulțumesc și eu din suflet că ți-ai rupt din timpul prețios. Dragii mei, rămâneți în armonie cu tot, cu universul, cu cei de lângă voi. Să ne vedem cu bine! Prezentată în filmul Artică Poetic de Maya Montessori, o prințesă străină.
extensiune a valorilor protecției, cât și ineditul și un aspect, prezentat de talentata Mihaela Mihai. Curajul Mihaelei de a caracteriza acest personaj eroic într-o lumină umană, aproape tangibilă, este de aplaudat, iar mesajul românesc de neconfundat este unic. Există un sânge de Mihai pe fiecare din noi. Filmul pe care îl veți viziona are un mesaj patriotic puternic, transmis tuturor românilor de peste toate hotarele, un simbol de... sufletele neamului tău. Prezența lui este teribil evidentă în toate spațiile României. Știu. Dar cu ce preț, fiule? Cu ce preț? Mihai Voievod e în sine un domn mare. Fără mine nu puteți face nimic. Pentru aceasta, Doamne Iisuse Hristos. Planul lui era clar. Iartă-mă, măicuță. Mai plecă. Bine. Așa să fie vodă, Mihai. Trei zile, lupta nu mai înceta. Se teamă? Pleacă și învinge! Este momentul în care Mihai pare să înfăptuiască un moment unic până atunci în viața românilor. Precum în ceruri, așa și pe pământ. Și am purtat atâta vreme acest război singur. Dorințele lui și ale țării. Se înșela. Cum se înșela? Când ești tânăr, ai vise. Vise mari.